Vă salut! Toți am auzit despre malaria. Este o boală transmisă de un țânțar anopheles, sunt mai multe specii, care are un parazit care se numește Plasmodium. Este un parazit unicelular. Dacă asta ajunge în oameni, cauzează boala malaria, febră și așa mai departe. Malaria a fost cândva o boală endemică pentru România, era natural prezentă, astăzi este extirpată. De malarie se leagă introducerea unui peștișor care se numește peștele țânțar, Gambusia holbrochii, Gambusia affinis, sau una dintre aceste specii, tocmai pentru a controla larva de țânțar. Și mă aflu la malul unui canal care vine din lacul Tuzla. Suntem în centrul orașului Tuzla, aici este Lidl și vedem în acest canal foarte, foarte mulți, milioane, în ghilimele, dar dacă nu milioane, atunci mii, de peștișori. Sunt micuți, au cam dimensiunea de 2, 3, 4 cm, maximum 4, și seamănă cu peștele nostru de acvariu, guppy, dacă vă amintiți. Sau dacă știți, sau chiar aveți, sau chiar ați reprodus. Aparține, de taxonomic vorbind, de familia Poecilide, tocmai este rudă cu gupii al nostru. Ei, acest peștișor este o moștenire a perioadei când oamenii se luptau cu malaria. Deoarece pe lângă desecare, pe lângă desecarea mlaștinilor, pe lângă utilizarea chimicalelor, oamenii au apelat și la arme biologice, acest peștișor fiind o armă promițătoare. Din America de Nord, partea de centrală de sud-est a Americii de Nord, America Centrală, acolo fiind zona de origine, de acolo omul a introdus acest pește peste tot în lume, unde condițiile climatice erau similare cu aria naturală de răspândire, inclusiv deci în România, în zone unde erau mlaștini și deci era malaria, cu dorința de a extirpa boala. Evident că evidențele arată beneficii mixte. Uneori a contribuit substanțial, dar alteori deloc. Sunt situații când chiar a amplificat țânțarul anopheles prezența gambusiei. Cum? Prin faptul că s-a hrănit cu inamicul natural, cu prădătorul natural sau organismul care controla natural anopheles, țânțarul care cauzează malaria. Deci de la contribuții la extirpare până la amplificare a făcut totul acest peștișor. WHO, adică World Health Organization, azi, nu știu dacă am pronunțat bine, de fapt nu azi, din anii 80, s-a pronunțat clar, acest peștișor nu se poate folosi pentru combaterea malariei. În România, deci, acest pește este moștenirea acelei perioade. Cum a ajuns aici? În 1927-1930, În 27 a venit din Hamburg, Germania, și în 30 a fost introdus din Bulgaria. Peștele s-a stabilit într-o bună parte a zonelor în care s-a introdus. Dobrogea, Delta, partea de sud a României și părți din Transilvania. În altele a dispărut, n-a reușit să stabilească populații viabile, dar a și scăpat. Ia uitați, din lacul Tuzla, unde s-a semnalat în 2021 această specie, prin acest canal intră și în alte lacuri. Ce face gambusia, peștele gambuzia sau peștele țânțar, să fie un colonizator extraordinar de bun? Pe de o parte, este o specie care consumă orice, este omnivoră, dar
prădătoare, bine? Se hrănește și cu larve de țânțar, dar și cu icrele altor specii de pești, cu larvele amfibienilor, le ciupulește, le rănește, le omoară, inclusiv se hrănește cu ponta amfibienilor și cu foarte multe specii de nevertebrate native. Vulpea, în anumite condiții, poate prefera orice altceva decât Anopheles. Și gambuzia peste tot în lume a rezultat în reducerea unor specii native, reducerea ariei de distribuție a unor specii native prin extirpări locale. Pe de altă parte, femela este ovovivipară, nu depune icrele, ci ca Guppy siphomoli eclozează icrele în ea, după care femela le naște, în ghilimele, e ovovivipară. Asta implică faptul că femela își protejează puii, este și foarte agresivă, nu are prădători naturali sau are foarte puține. Tolerează condiții de salinitate extraordinar de mari, de la ape dulci până la ape hipersaline. Are o rată de creștere super, super ridicată pentru că practic naște continuu. Fiecare 4 săptămâni câteva zeci de pui de la o femelă și peste un an deja adulții sunt, adică exemplarele sunt adulte, mature sexual și deja produc pui. Este o reproducere continuă. Peștele rezistă la poluare, inclusiv cu rotenon. Ia uitați în acest canal, unde foarte probabil sunt și deversări de materiale organice. E plin de acest pește. Foarte probabil că sunt infestați, o parte din ei cu diferiți paraziți, dar rezistând la poluare, la condiții diverse de mediu, revin temperatura fiind un factor de limitare foarte important pentru această specie, precum și caracterul de apă puternic curgătoare, dar în rest, de la ape dulci, hipersaline, diferite categorii de poluanți, este foarte rezistent și asta face din acest peștișor un colonizator bun. Faptul că se adaptează ușor la condițiile modificate, puternic modificate de către oameni. Legat de dispersie, e foarte interesant că s-a arătat că poate să se disperseze și de-a lungul unui firicel de apă de 2-3 milimetri. Ia uitați aici. Acolo apa poate să aibă 5 milimetri înălțime, coloana apei și înoată peștișorii, vedeți? Ca anexă o să vă pun poze cu specia asta, precum și studiul din 2021 sau 2, unde vedeți harta de distribuție în România a acestei specii. Sper că ați învățat ceva interesant din acest filmuleț. Vă doresc o zi frumoasă!